Ziua Unirii nu a trecut fără incidente. Mai multe persoane care au organizat un meeting în piața Marii Adunări Naționale au fost reținute de poliție. Primii au fost duși la secția de poliție azi dimineață, doi dintre organizatori. Lor le-au fost deschise dosare administrative, fiind acuzați că ar fi încălcat ordinea publică, în timp ce distribuiau fluturași cu invitații la meeting. Și un tânăr venit din România a fost reținut. El a fost judecat astăzi și amendat de judecătoria Buicani cu peste 2000 de lei, după care urcat într-o mașină a poliției și expulzat pentru că nu avea permis de ședere. Polițiștii au reținut-o și pe Diana Crudu, președintele Organizației de Femei a Partidului Național Liberal. Tânăra a fost ținută o oră la o secție de poliție fără a se explica foarte clar din ce motiv. Potrivit Ministerului de Interne, aceasta ar fi parcat neregulamentar, dar nu a fost amendată. Totodată, poliția a confiscat boxele și amplificatoarele participanților pe motiv că în autorizație nu era precizat că li se permite să utilizeze asemenea aparate.